Și m-a pus naiba aseară să mă uit la interviul de pe Digi cu un medic american care inițial n-a crezut în coronavirus, după care s-a infectat atât de rău că nu mai știa de el. S-a trezit cu o dita mai infecția în piept și cu un dita mai morcovu în dos. Între timp s-a vindecat, da, dar zicea că e atât de nașpa experiența încât ar fi bine să nu riscăm nimic. Da, bine, el nu știe că noi avem, bă, protocoale, avem de partea noastră și lingurița din aur, forța preafericitului Daniel e cu noi, dar tot te pune pe gânduri când auzi un medic vorbind așa. So I think that that's probably the most important tool that we could pass along to everybody. Be extra careful, take every precaution. You know, treat this as like a life or death situation of protecting yourself. So I hope that everybody is able to maintain that. Când vă protejați, gândiți-vă la asta ca la o situație de viață și de moarte. Repet, medic, medic american care la început trâncănea și el ca mulți alții. Hai mă, lasă-mă, mă, o răceală, ce naiba. Chiar a zis că abia aștepta să se îmbolnăvească. Da, voia să-l ia COVID-ul mai repede să se vindece și să revină la treabă. Și așa de tare l-a luat că era să-l ia de tot. Basically got an x-ray and confirmed that I had pneumonia on both sides, what we call bilateral pneumonia. So that was a really scary moment. Ia uzi, a fost un moment înspăimântător, adică în traducere mai exactă, am făcut pe mine de frică. Na, greu am adormit aseară după ce l-am văzut, mi-am luat temperatura de 6 ori, tot aveam senzația că mă doare pe aici, pe la... Parcă nici acum nu-s tocmai... Marote, să mai dai termometrul ăla, te rog, tat. Așadar, oameni buni, protejați-vă. Încă o dată, stați cât mai mult acasă, evitați contactele. Hai că nu se supără nimeni dacă rămân ouăle neciocnite. Să vă mai spun că tatăl doctorului a stat o săptămână pe aparate la terapie intensivă. Nu vă mai spun. Obviously the conditions aren't the same in every country, but we're learning from each other. Uite aici, m-a mai liniștit un pic americanul, un milimetru așa. Normal că nu e la fel în fiecare țară. Noi, de exemplu, în România avem gene de alea mai puternice, cum au zis cercetătorii belgieni. Mai vechi, dar mai puternice. Pe când americanii, lumea nouă, și-au dezvoltat gene model mai recent, dar nu tocmai solide. Știți cum se zice? Nu se mai fac, domne, gene ca pe vremuri. Vedeți, mă, americanilor, dacă nu ne dați vize, hai să facem un deal. Voi ne dați vize, noi vă dăm gene de-astea ca lumea. Dar nu acum, acum stăm acasă, discutăm după. Țineți minte ce vă spun, domnule doctor, mai avem de trăit și sfinția ta, părinte. El mai prost om de lume e american. Vorbeam zilele trecute despre faptul că nu e momentul să închidem piețele agroalimentare. Pentru că mi se pare logic, bă, închizi una aici, crește aglomerația dincolo. Iar aglomerația, din câte se pare, na, e ultimul lucru care ne trebuie în această perioadă. Așa am auzit, da, vorbește lumea pe la televizor, niște oameni de ăștia, domne, medici, specialiști, mă rog, niște unii. Ajuns în control, comisarii ANPC au găsit foarte multe nereguli. Nu existau benzi care să delimiteze distanța între oameni și nici anunțuri privind măsurile care trebuie respectate, mai ales de vârstnici. Așa că spațiul a fost închis temporar până la remedierea neregulilor. Scenariul s-a repetat și într-o altă piață din sectorul 3, în Titan. Mă, autorităților, mă, controlorii mei, cum se zice, mă, oameni buni, nu era mai inspirat ca în această perioadă să mergeți voi în piețe cu benzile alea pentru delimitare? Faceți un pustiu de bine și duceți voi dacă nesimțiții aia care administrează piețele nu se conformează. Micii dumnezei care sunt administratorii piețelor, da, pentru că interesul momentan e să lărgim accesul cetățenilor, nu să-l limităm. Nu știu, zic și eu așa ca opinia publică. Ei vin, controlează, impun reguli, aplică sancțiuni, dar după plecarea lor, atât clienții cât și comercianții încalcă aceste reguli. Până acum, reprezentanții ANPC au închis temporar 3 piețe din capitală și au dat amenzi de 10.000 de lei. Iertați-mă, dar încă o dată întreb, cui folosesc amenziile acum? Păi dacă e să o luăm ca la carte, ca la firul legii, tare mă tem că de fapt trebuie închise aproape toate piețele din această țară. Niște mizerii ordinare, pișate de câini și de șobolani, închise, demolate, dezinfectat locul și ridicate altele, serios?
Dar dacă nu ne-am îndurat până acum să facem acest bine, hai să vedem cum ne folosim de aceste piețe cât mai eficient, încă o perioadă. După aia, poate reglăm lucrurile. Dăm un restart, că va fi nevoie de fronturi de lucru, nu? Pentru a diminua fluxul vârstnicilor spre marile piețe în sectorul 2 al capitalei, primăria a găsit soluția piețelor volante. 17 astfel de puncte au fost amenajate la colțurile blocurilor sau la intersecția marilor bulevarde. Pentru producători, acest tip de comerț reprezintă o gură de oxigen în contextul pandemiei, când vânzările le-au scăzut extrem de mult. Exact asta spuneam și eu marți aici la televizor. Haideți cu piețele aproape de oameni. Ne trebuie urgent piețe volante între blocuri, în cartiere. Îi salvăm în acest fel și pe producători. Și uite că deja se întâmplă. Felicitări, ce să zic. Domnule, să strânge carnea pe mine. Nu credeam că o să ajung să laud o primărie din București. Minune în săptămâna mare. Na, vom avea mult de lucru după epidemie, e limpede. Dacă nu învățăm nimic din ce se întâmplă acum, înseamnă că suntem proștii pământului, fraților. Uite, o altă chestie. Aud tot mai des: frate, acum realizez câți bani am aruncat pe fereastră în viața asta. Acum văd cât de puține lucruri îmi trebuie cu adevărat. Cred că sunteți de acord, nu? Ok, să nu mergem la extremă cu această idee. Ceea ce trăim acum e foarte departe de normal. Acum ne cumpărăm puțin pentru că stăm 98,4% din timp în casă. Dar oricum te ajută să-ți faci o idee despre risipă. Fenomenul a început să se manifeste deja la nivelul stomacului, la ce băgăm în instalație. Banca pentru alimente este platforma către care mai multe mari lanțuri comerciale din România donează alimentele aflate pe cale să expire. Dacă într-o lună obișnuită erau colectate 50 de tone, e bine, luna martie au fost 117 tone. În bună parte, produse alimentare premium. Acolo sus sunt paleți cu napolitane, dincoace sunt iaurturi bio, aici sunt găleți de brânză și dincoace baxuri de sana. S-a înțeles, magazinele rămân cu din ce în ce mai multă marfă. Sigur, explicația nu stă numai în revelația că mâncăm prea mult, iar acum ne-am potolit brusc. S-ar putea să fi intervenit și teama că rămânem fără bani, pentru că nu știm cât durează acest blocaj. Probabil că vom avea timp să analizăm toate astea. Până atunci, iată, ne mai lovește o revelație direct în freză. O să vedem cât de puțină mâncare ne trebuie de fapt de Paște. Dar putea să cumpăr ceva mai puțin. Și gata! Păi ajunge toată săptămâna, ies o dată pe săptămână. Acum o să fim mai limitați un pic. Știu, vor plânge multe mămici că nu mai au ocazia să ne îmbie. Hai mamă, gustă din salata asta, e atât de bună. Hai, uite și o bucată de drum. Uite, e bun. Nu se poate să mă refuz cu rulada asta de curcan, da. Măi, și tu știi că m-am chinuit eu să gătesc friptura asta de miel? Și la sfârșit, cei 14 cozonaci. Și am 4 torte și prăjituri. Vai, cum putem să plecăm fără să gustăm din prăjituri? Nu, hai măcar o tavă. Aolo, 6, mama, să rămână, mamă, să rămână. Glumeam, normal, exageram și eu cu una. Ți s-a urât cu binele. Iar acum toată lumea mucles. Arafat, Rafila, Teodosie, Daniel, puneți mâna și luați notițe. Iohăniță, și tu, că am văzut că te-ai așezat la masă, frumos, regulamentar, vorbește cel mai specialist dintre specialiști. La noi, la ortodoși, ăsta, virusul ăsta nu are nicio putere, pentru că asta noi avem îngerul păzitor de la Sfântul Botez. Deci, uitați-vă voi la mine, dacă n-o să cumpere Gigi și Organizația Mondială a Sănătății într-o zi, da, îl vinde pe Florinel Coman și cumpără OMS-ul, îi face un sediu frumos în Pipera, lângă Saivan, și îl pune președinte pe Sandu Tudor, se știe, care e cea mai puternică rugăciune din județul Ilfov. Bun, mai departe, ce mai era? Cu virusul am rezolvat. Cu lumina. L-a sfătuit pe Vela să păstreze protocolul cu Bor, să nu țină cont de Claus. Eu am respect pentru președintele ăsta. E un om cu minte, nu face rele ca alții președinți, nu face dosare penale, nu face cutare. Dar totuși, în seara asta trebuie să ne lase. Adică să lase ceea ce a spus Vela.
E cu minte, mă, Claus, da, îi dai o jucărie, stă acolo în colț, iese la ore fixe, nu lasă nici păr, dar să ne lase. Lăsați-l pe Becali în legea lui, da? El nici declarație nu-și face când iese cu oile pe bulevard. Ce aveți, bă, ce-i trebuie lui? Are sfântul botez. Fă-ți, bre, o declarație, ce mare lucru, că se uită lumea în gura matale și te copiază. Dacă văd bombardierii că respecti legea, o respectă și ei. Ești influencer, bă, ai un fel de ucenici, de adepți. Iei o foiță din aur, scrii frumos pe ea de unde vii și unde mergi. Îl pui pe Luțu să semneze, dacă nu vrei să apari în acte. Eu sunt voluntar, eu dau lumină voluntară, așa cum a spus Bela, eu iau lumină de la aeroport. Că am împuternicire și iau și mă duc, dau în tot Bucureștiul lumină, voluntar. Și a luat idulă, mă, distribuitor autorizat de lumină. O să dea lumină de la hârtia de 500 de euro. Vorbim totuși despre războinicul luminii. Sau nu mai are această poreclă? Nu cumva era armatei? Că e cu război, cu cum i-a luat armata echipa, să ia și porecla. Știi ceva, domnul Talpan? Zău, nu știu. Cam asta a fost, dragii mei, cu Starea Nației. Ne vedem luni. Starea Nației special. Ediția din această săptămână se numește Planeta Gunoaielor. De marți intrăm în program normal cu Starea Nației. Să ne vedem cu bine. Asta e ideea. Să ne vedem sănătoși în primul rând. Cred că niciodată n-am prețuit mai mult sănătatea ca acum. Da, probabil că va fi cam greu să stăm în casă în loc să stăm la o iarbă verde. Da, sigur că era mai frumos cu familia, cu prietenii, poate la vreo terasă din Italia, ori cu picioarele în vreo piscină din Spania, ori pe iahtul din Mediterana. Nu-i nimic, tura asta stăm în papuși de casă, ciocnim ouăle în cerc restrâns, plimbăm câinele, care mai puteți, al meu e un pic razna așa, adică... Cine-i băiat de aici? Cine băiat aici? Cine băiat aici? Dă băiat! Cine-i supărat aici? Vrei să pleci? Vrei să pleci? Hai că dă Dumnezeu mai buci, buci, buci. Da, nu știu ce are. Uneori am impresia că nu mă mai recunoaște. Asta e, probabil că până la finalul pandemiei nici eu nu o să mă mai recunosc. Chiar râdeam zilele trecute pe aici cu Marote. Știți că s-a făcut o petiție online pentru ca din megafoanele poliției, în loc de imnul național, care, da, e cam trist, să se audă piesa Stayin' Alive a celor de la Bee Gees. E, și văzând clipul am zis, bă, fii atent că așa o să arătăm și noi când se termină cu virusul ăsta. Da, cam așa. Deci, încă o dată, vă rog, stați acasă, respectați distanța, respectați-vă pe voi, respectați-vă aproapele, respectați legea, oamenii legii, biserica, spitalul, tot. Nu faceți gesturi inutile, evitați acțiunile care vă pot pune în pericol sau care îi pot pune în pericol pe ceilalți. Să fiți iubiți, Paște liniștit să avem. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.